trebuie să fie pentru noi cu toată convingerea o luptă în care să știm că suntem biruitori prin acela care ne-a iubit, Apostolul Pavel, să ne zice, suntem mai mult decât viitor la un moment dat. Și în fine, cel de-al treilea element este acest complot sau această conspirație sau aceste uneltiri ale diavolului. Diavolul, această ființă reală, reală și spirituală, complotează sau conspiră sau uneltește prin puterea minciunii ca să ducă lumea în pierdare, să strice mărturia creștinului dacă nu poate să zdrântească și să piardă. Și această luptă din partea celui rău, frați și surori, se bazează pe minciuna pe care el o țese și o cu care uneltește ca să afecteze viața credinciosului. Vă spunea că conspirația sau complotul său sau uneltirea sa este împotriva și în favoarea ceva. Conspirația satanei este împotriva adevărului și în favoarea minciunii. Și o să vă rog să fiți atenți că sunt cele 6 domenii în care el ne lovește. În care el caută să ne lovească. În care el caută să-și găsească locul și să ne atace. Diavolul conspiră în favoarea trăirii noastre în minciună. Și spune din capul locului, luați brâul adevărului. Soldatul roman avea o cingătoare peste haine, de care se prindeau și alte arme, dar în principal se prindea platoșa și sigur teaca la sabie. E bine, începe cu această chestiune, luați brâul adevărului. Pentru că cel mai general păcat în lumea aceasta e păcatul minciunii. Și dacă de brâul adevărului se legau toate celelalte, de minciună se leagă toate celelalte. Încingeți-vă cu adevărul. Diavolul complotează ca să mințim și de multe ori ne trezim că suntem ispitiți să mințim. Domnul să ne ajute să vegem, să avem putere să spunem adevărul, să umblăm în adevăr și să trăim adevărul. Și în favoarea, el complotează în favoarea minciunii. De asemenea, de aceea spune, luați-vă brâul adevărului. De asemenea, el complotează în favoarea trăirii în păcat și împotriva sfințirii. El complotează ca să trăim în păcat și spune, împotriva sfințirii personale și trăirii în păcat, luați-vă platoșa neprihănirii. Platoșa era acea parte metalică murată pe corpul militarul, soldatul roman, care acoperea părțile vitale și nu lăsa să pătrundă nimic înăuntru. În această platoșă a neprihănirii, noi trebuie să umblăm zi de zi și să vedem ca nicio formă de păcat sau compromis cu păcatul să nu ne rănească, să nu ne pătrundă, să nu ne afecteze ființa spirituală. Cu această platoșă a neprihănirii avem nevoie să ne îmbrăcăm în fiecare dimineață. El complotează împotriva sfințirii personale și vrea cumva o privire, o mânie, un compromis cât de mic să ne determine să păcătuim. Ăsta este scopul său și ne atacă pe toate planurile, în toate situații. Ce avem nevoie să ne plată așa neprihănit. El complotează împotriva zelului evanghelistic și în favoarea nepăsării față de sufletele pierdute. Zice cuvântul, luați-vă râvna Evangheliei în picioare, ca și niște încălțări, dar încălțați-vă cu râvna Evangheliei. Această, de ce oare a pus Duhul Domnului râvna Evangheliei asociată cu încălțămintea? V-ați gândit la lucrul acesta vreodată? Vedeți, Domnul Iisus a mers spre oameni și a mers și a dus Evanghelia. Noi mergem la lucrurile noastre zi de zi. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem picioare sănătoase să putem merge pe El. Mulțumim lui Dumnezeu că putem să mergem pe picioarele noastre, situația care nu au. Ei bine, cu fiecare pas care îl facem, noi mergem la lucruri care ne sunt de folos, sau poate nu,
Dar câți dintre pașii noștri sunt încălțați cu râna Evangheliei? De aceea spune cuvântul, luați în picioare râna Evangheliei. Doamne, umple-mă de dorul acesta, ca pașii mei să meargă pe calea vestirii Evangheliei, să fiu preocupat în drumurile mele de vestirea Evangheliei. Diavolul complotează împotriva vestirii Evangheliei, împotriva zelului evanghelic. Să nu ai zel evanghelistic, să nu ai dorință de a vedea oamenii mântuiți, să nu te preocupe de sufletele lor și în favoarea nepăsării față de ei. De asemenea, el complotează împotriva încrederii personale în Domnul și în favoarea suspiciunii și neîncrederii. Oare a zis Dumnezeu? Oare a zis Dumnezeu? I-a zis Satanul Eva și lui Adam. În favoarea suspiciunii și neîncrederii. Eu nu cred, a spus călărețul pe brațul care se sprijinea împăratul la poarta Samariei, că Dumnezeu poate să mai dea un pic de hrană în cetatea aceasta asediată de sirieni în care oamenii ajunseseră la practici canibalice. Nu cred că Dumnezeu poate să dea hrană, nici dacă ar face Dumnezeu niște ferestre în cer. Și Elisei a zis, mâine, la ceasul acesta, Dumnezeu va da veșul de hrană, dar tu nu vei putea să te bucuri de ea. Și în noaptea aceea, sirienii au fost alungați prin puterea lui Dumnezeu de la porții de Samarie pe care asediau de mult timp și au lăsat tot acolo. Și cei asedieți au aflat și au ieșit și au găsit veșul de hrană și poporul a dat năvală la porți cine era de pază tocmai că lețul acela a fost călcat în picioare și ucis de popor. Eu, asta vrea Satan să nu cred. Și omul spune, dacă nu mint, eu nu cred că pot să trăiesc. Nu pot să fiu fericit dacă renunț la păcatul cu tare. Nu pot să trăiesc dacă renunț la cu tare și cu tare. De ce? Pentru că Satan îl minte, el e convins, pentru că acolo deja Satan și-a pus lucrarea de minciună. Când omul însă vine sincer la Domnul și se pleacă înaintea lui cu credință și își ia cuvântul lui Dumnezeu, pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul Domnului. Inima lui se deschide și vede măreția lui și zice, Doamne, Tu poți, ajută-mă. Și Dumnezeu îi dă putere. Ca omul să aibă credință, trebuie să înfese, să își deschidă inima în fața cuvântului fiecare zi, să mulțumească lui Dumnezeu și să laude pe Domnul și acolo să crește credință. Dacă vreți să avem credință, cum au zis ucenicii, Doamne, mărește-ne credința, să facem această parte a noastră. Și credința noastră va crește și vom vedea cum experimentăm în viața noastră. Satan conspiră împotriva încrederii personale în Dumnezeu. Și în favoarea suspiciunii și a neîncrederii. Iată cel de-al patrulea plan. Al cincilea. Satan conspiră împotriva mântuirii ca preocupare supremă. Și în favoarea lumii ca preocupare supremă. Zice, luați coiful mântuirii. De ce asociați mântuirea cu această piesă de protecție din armură numită coif, care se pune tocmai pe cap? Pentru că omul are aici centrul personalității al gândirii a sufletului său. Și pe cap, Dumnezeu vrea să avem mântuirea lui Dumnezeu și la ea să ne gândim și cu ea să ne preocupăm și pentru ea să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru ea să căutăm să aducem roade și pentru ea să trăim să luptăm. Și atâta vreme când noi ne gândim la mântuirea lui Dumnezeu. Păi da, stați puțin, la ceva nu ne mai putem gândi, nu ne putem gândi la lucrul nostru, nu ne gândim, da, ne gândim la lucrul nostru. Dar să știți că în paralel, dacă mintea noastră este legată de mântuirea lui Dumnezeu ca preocupare supremă, pentru că foarte mulți se gândesc la lucrurile lor și la lucrurile pe pământ și sub ispita celui rău fac din lumea aceasta preocuparea supremă și atunci deja sunt prinși și sunt învinși și sunt loviți. Dumnezeu vrea să ne gândim mai presus de toate la mântuirea ta și în paralel. Ne vom gândi și la celelalte și le vom face mult mai bine și mult mai frumos. Și când ne gândim și căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprigănirea lui, Dumnezeu are grijă ca să nu pierdem, ci să avem și celelalte lucruri, frașeților. Satan vrea ca să ne pună pe cap lumea ca preocupare supremă. Cuvântul le spune să ne punem
această mântuire a lui Dumnezeu pe gândurile noastre. De aceea spunea Apostol Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Da? Căci veți muri și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, că se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi pe răzau. Și spune, dacă aveți probleme, dacă aveți îngrijorări, frământări, cere, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu, Filipeni 4, 6, 7, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepe, vă va păzi timpile și gândurile lui Iisus Hristos, Domnul vostru. Vedeți? Dacă noi ne gândim și suntem preocupați de mântuirea lui Dumnezeu și inima noastră se deschide tot timpul către ea, Dumnezeu nu ne lasă de rușine în cele pământești. Satanul se vrea ca lumea aceasta, viața aceasta, să ne iubim și să căutăm să trăim cât mai bine, nu contează cum și ce, să ne bucurăm de ea. Și în felul acesta, când oamenii își fac din lume preocuparea supremă, ei sunt deja loviți, sunt deja prinși de cel rău. De aceea avem nevoie de acest coif al mântuirii, să-l punem în fiecare zi pe capul nostru. Și cea de-a șasea piesă a armurii spune, luați sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie, frați și surori, să cunoaștem și să folosim în mod temeinic cuvântul Sfintei Scripturi. Nu superficial, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Învățați-vă unii pe alții și sfătuiți-vă unii pe alții. Și dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, un gând și așa mai departe, spune Apostolul. Avem nevoie să cunoaștem temeinii cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, citiți Sfânta Scriptură în fiecare zi. Dar nu înțeleg mare lucru. Roagă-te de voi, Doamne, ajută-mă să înțeleg. Este un vrăjmaș care tot timpul zice, dorm mai mult, lasă, mai dă telefonul cu un sfert de oră mai departe, nu mai am timp, ce am citit astăzi, nu știu, păi da, cum, toată ziua să citești Biblia, citește și apoi încearcă să te gândești, cuget la cuvântul tău. Cum ce spune Apostolul? Îți spune Salmistul. E bine, atâta vreme cât omul cunoaște cuvântul Domnului și îl folosește în mod temeinic, el nu va fi derutat de pe cale. Nu va fi derutat de pe cale. Și vreau să fac o mică aplicație aici, o ilustrație. Vedeți, sunt oameni care spun, avem nevoie să proclamăm dezicerea de Satan, de duhurile generaționale și să mustrăm duhurile rele și să le scoatem. Și să legăm pe Satan. Și spune, te leg Satanul și așa mai rostește formule de astea. În Biblie nu se găsesc chestiunea asta. Ba chiar legarea lui Satan se întâmplă doar în Apocalipsa 20, când spune că un înger s-a coborât și l-a legat pentru 1000 de ani. Dragii mei, această înfrângere a lui Satan, să știți că Biblia spune că noi putem să o facem luându-ne această armură și împotrivindu-ne lui. Iar Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, zice, ai grijă să nu te cerți pe jocul Domnului, trebuie să ceri să fie plâng cu toți, în stare să învețe pe toți plin de îngăduință răbdătoare și să îndrepte cu blândețe pe potrivnici și nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Și venindu-și în fire să fie scoși din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voie. Păi nu putea să-i spună Timotei, uite formula, mustră duhurile, leagă duhurile, poruncește duhurilor. Era mult mai simplu să zică niște vorbe. Dar nu zice, să ai răbdare, cu blândețe. Vedeți, aici este puterea crucii. În Apocalipsa 12 zice că ei l-au biruit prin cuvântul mărturisirilor, nu că l-au mustrat. Și prin jertfa lor nu și-au iubit viața, prin sângele mielului sub care au stat. Și au rămas credincioși Domnului, chiar dacă ar trebui să plătească cu prețul vieții. Vedeți? Oamenii spun, da, nu, trebuie să înveți niște formule și să legi și să faci. De unde astea? De-aia vă spun atenție, frați și surori. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l cu atenție, că foarte ușor puteți fi prinși. Și cine sunt prinși de învățăturile care par atractive și strălucitoare, dar îți duc pe oameni pe o direcție greșită, cei care sunt leneși și superficiali în a citi Cuvântul Domnului. De aceea, eu nu mustru duhurile de lene fie, ca să este iar o formulă goală, fără sens, pe care vi se pare așa, vi se pare așa că nu, ci vă îndemn cu toată dragostea. Luați cuvântul Domnului și luați această piesă a armurii care este sabia Duhului. Învățați să cunoașteți, să-L citiți
și să-L folosiți temeinic Sfânta Scriptură în viața noastră. Așa ne învață Domnul. Ceea ce învață oamenii pe lângă Biblie spune să nu o luăm înainte, nici să nu rămânem în urmă. Este treaba lor dacă o iau înainte. Zice, la un moment dat, Apostolul Pavel, zice, sunt doi care zic învierea și venit. Și derutează pe frați. Zice, să nu te iei după ei. Știți despre cine este vorba? Sunt două persoane care, zice, spun că a venit învierea, spune lui Timotei, dar zice, să nu te iei după asta. Temă de casă. Nu vă dau ascuns. Da? Data viitoare. Dacă îmi spune cineva. E bine, noi nu vrem să o luăm înainte, nici să nu rămânem în urmă. Vrem să stăm în cuvânt. De aceea avem nevoie ca să cunoaștem și să trăim și să folosim temeinic Sfânta Scriptură. Aceasta este sabia Duhului care trebuie folosită ori de câte ori avem ocazia, în toate împrejurările cu oamenii și Domnul Iisus chiar la, când a fost ispit, a spus, este scris. Și atunci când vestim Evanghelia, nu pe noi, ci cuvântul Domnului mai curând să-L vestim. Un cuvânt din Sfânta Scriptură, mai curând să spunem. Și El va pătrunde până în conștiințele și sufletele oamenilor, spune ca o sabie cu două tăișuri. Dacă așa spune Domnul, lăsați-L pe Domnul să-și facă lucrarea cu credință și noi să ne facem pe noastră. Dragii mei, sper că Duhul Domnului ne-a cercetat că avem nevoie să luăm această armură, această armură a lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu știu dacă ai luat-o până acum. Nu știu dacă ai cunoscut despre această armură în mod temeinic. Nu știu dacă ai exercițiul. Dar te chem, fratele meu și sora mea, să te apleci cu toată smerenia și să primești cu toată seriozitatea Cuvântului Dumnezeu din dimineața aceasta, având în vedere că avem un vrăjmaș redutabil, dar care a fost înfrânt și prin puterea minciunii caută să te amăgească pe tine și pe mine și să ne lovească așa încât să trăim în minciună, în nepăsare față de sufletele pierdute, în compromis cu păcatul, să trăim în necunoaștere față de Cuvântul Lui Dumnezeu, în preocupare cu lucrurile acestei lumi, să trăim în tot ceea ce El vrea și nu în ceea ce Dumnezeu vrea. De aceea, eu mă rog ca în dimineața aceasta să fim oamenii care să ne încingem în fiecare zi cu brâul adevărului, să umblăm în adevăr și să mărturisim adevărul. Iar dacă nu putem să spunem, mai bine să nu deschidem gura decât să deschidem gura să mințim. Și dacă deschidem gura, să spunem adevărul, oricare ar fi prețul. Să fim oamenii care să ne punem în fiecare zi platoșa neprihănirii, să spunem, vreau să stau ocrotit. La adăpostul neprihănirii lui Dumnezeu și să trăiesc în neprihănire ca celor să nu-mi rănească sufletul această platoșa neprihănirii. Vreau, Doamne, ca fiecare pas al meu să fie încălzat cu dorul de a duce Evanghelia și lumii pierdute și oamenilor. Doamne, vreau din toată inima ca mintea mea să nu fie acoperită de lucrurile acestei lumi, ci de mântuirea Ta. Și vreau, Doamne, ca să am încrederea, nu suspiciunea, față de promisiunile Tale și în cuvântul Tău zi de zi. Și cuvântul Tău astăzi să-L pot împărtăși, astăzi să-L pot folosi, astăzi să mă pot zidi sufletește prin El. Frați și surori, Dumnezeu vrea să luăm acest echipament. Vă uitați dumneavoastră ca la o ecuație de gradul 3? Vă uitați ca la o limbă chineză sau arabă? Este simplu, frați și surori, numai să vrem să facem voia lui Dumnezeu. Nu e nimic greu. Este important să credem că avem o luptă și Dumnezeu ne pune la dispoziție tot ceea ce este necesar ca să fim biruitori. Război din 1877-78, ruso-turc, a fost pentru noi poate cel mai mare câștig, pentru că, așa cum știți, regele Carol, în fruntea armatelor române, a făcut cea mai mare realizare din viața sa ca primul și cel mai longeviv, aproape jumătate de secol, monar al acestor ținuturi pe care trăim și noi.
a luptat alături de ei și în cinstea lui, soldații și toți ofițerii de acolo au luat un tun, l-au băgat în foc și a făcut o coroană și o coroană de oțel și și acum există coroana aceea și au pus-o pe capul regelui lor, brav și iubit. Când s-au întors, au venit pe la turnul Măgurele, pe la Călăraș, pe la Pitești și la Pitești au venit pe șoseaua București-Pitești și au intrat în București pe calea care se numește Calea Victoriei. Au făcut atunci un arc de triumf. Arcul de triumf însă a fost făcut oarecum improvizat din lemn și cu ceva decorul pe ulterior a fost făcut din piatră, mai s-a făcut încă o dată după modelul francez, dar cam la jumătate față de acela și există și astăzi acolo. Au venit biruitori și a fost începutul României moderne acea biruință a lui Carol și acel război de independență față de turci. O este una de cele mai glorioase pagini din viața acestei țări și a lui Carol. De ce vă spun asta? Pentru că Dumnezeu vrea să fim biruitori, nu pentru că noi suntem români, ci pentru că suntem copiii Săi. Și dacă oamenii au avut biruințe și sunt cinstiți de posteritate, Dumnezeu va răsplăti pentru veșnicie pe biruitori. Noi suntem destinați biruinței și Paul Bihaimer are o carte care spune destinați pentru tron. Dumnezeu vrea să avem parte de biruință, nu de o frângere rușinoasă. Și fratele meu și sora mea, dimineața aceasta Duhul Sfânt te-a chemat să te ia armura în fiecare zi. Roagă-L pe Domnul să te învețe cum să o faci. Nu pleca în grabă, că cel rău te va lovi pe unul dintre aceste planuri. Cu siguranță. Stai înaintea Domnului, pune-ți în fiecare zi această armură, conștientizează-ți mintea de lupta caroaie și Domnul îți va da bucuria biruinței. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.